Salutare tuturor, eu sunt Link și bine v-am găsit la episodul numărul 6 din GTA 5 Online. În episodul ăsta vreau să mergem noi la un team deathmatch. Te văd unul aici, să vedem dacă ne putem bate. Și hai să ne luăm mașina noastră superbă. Suntem aici un raton, deci e foarte amuzant. Nu uitați dacă vă place munca depusă și vreți să mă susțineți în continuare. Știți voi ce aveți de făcut, adică să apăsați butonul de like. Hai să strângem și noi 250 de like-uri pentru acest episod genial, spun eu. Bun. Mergem noi cu mașinuca noastră ca de fiecare dată. Mereu când încerc să filmez este noapte, deci nu am ce face. Mamă, cât de repede să mergem noi. Oh my god. Mașina asta este super, super rapidă. Hai să vedem ce facem noi. Sperăm că e ceva lume la acest deathmatch. Bun, o să-l las mașina în drum, ca așa-mi place mie, da, da. Hai să vedem dacă este cineva. Sperăm să fie. Merul ăsta trebuie să fie cineva, imposibil. Sper să nu fie ca la avioane. Oh, ok, deci hai că este cineva. Mamă, și sunt cel mai mare cu rank de aici. Oh my god, nu-mi să cred. Cred că putem începe, pentru că văd că suntem 4 din 4. Deci hai să vedem. Oare cât trebuie să așteptăm ca să începem? Hai să zicem, de asta avem radio, nu vreau radio. Cum îl opresc? Invite players, n-am pe cine să invit. Ok, deci cred că trebuie să așteptăm un pic să pornească cel care a făcut camera. Hai bă, jatule, pornește odată. Apa, uite, vedem aici că spune Rampage is host. Ok, deci în 16 secunde cred că o să începem. Nu vine să cred că sunt cel mai mare cu rank, deci normal ar trebui să fii cel mai bun, cu siguranță nu o să se întâmple una ca asta. Pentru că sunt un noob în tot ce privește tras cu arma. Și mulți mi-au sugerat să joc în first person atunci când era cu arma. Deci vedeți că aici scrie regret, dar voi nu vedeți, mai jos scrie nothing, deci regret nimic. Regret! Oh my god, ok. Hai că începem. Iau, deci ratonul de mine. Ai unul, fiecare pentru el sau cum este? Hai să pariem și noi 100 de dolari și dăm confirm. Ready to play. Ok, și da, fiecare este pentru el, aparent. Hai, frate, las o confirm. I'm ready, adică. Bun, ce urât este tipul ăsta. Își că e drogat. Bun. Mamă, ce Sancho, și era, mi-a văzut cum am sărit acolo, ia uitați, mamă. Ce fericit e el, bă. Ok, și acum mi-a spus cineva de ce tot se schimbau culorile, era de la Killstreak. Toată treaba aia. Hai să ne luăm armură de aici și să vedem unde găsim noi inamicii. Hai inamicilor, arătați-vă la față. Ah, ok, vă văd. Văd că îl văd pe unul dintre ei. Ah, să se joc în first person, da. Cineva mi-a cerut asta. Nu! Oh my god, m-a luat prin, de la spate. Doamne, m-am și speriat. Și mă mănâncă ochiul. Doamne, ce ciudat e în first person. Nu sunt obișnuit să joci jocurile decât Counter în first person. Pentru că... Mor, dă-te, dracu! Așa, mă, bravo! In your face, motherfucker! Și sigur mai e cineva pe la spate, că simt asta. Bă, cred că o să joc așa, pentru că m-am obișnuit să joc așa. Hai mă, sar și tu pe aici. Ok, hai că e un bun săritor. Mamă, ce a fugit el, bă. Hai că mergem pe el să-l batem. El are mai multe kill-uri decât noi, deci chiar că nu o să ieșim pe primul loc, până la urmă. Cine știe? M-am urât ăla, deci erau doi, trăiau din ambele părți, efectiv. N-aveam ce să le fac. Ok. Și aveam și mai puțină viață decât i-ați văzut și voi.
Bun, deci doar logo-ul killer ăla are mai multe kill-uri. În rest, nu știu ce se întâmplă. Oh my god, văd că se aude un shotgun. Oh! Vericule, ce faci, vericule? Nu l-am omorât eu, doamne. De unde trage, mă? Hai să mergem așa. A, l-am văzut, l-am văzut. Dar mă mănâncă ochiul, frate. Aba, nu, nu, era altceva acolo. Hai, încarcă. Mor, mă, așa, frate. Bravo, mă, în sfârșit l-am omorât și noi. Nu, 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 fuck it. Doamne. Hai, respawn. Avem 6 minute, hai că trebuie să facem și noi ceva în astea 6 minute. Mă ia altcineva, mă trage altcineva din altă parte, frate, și trăgea unul din spatele meu. Nu-i corect, frate, nu-i fucking corect. Asta ne-a zis că nu suntem în timp, că e fiecare pentru ei și poate să te ia oricine pe la spate. Haha, l-am luat de la distanță foarte bine. Hai că parcă ne apropiem de cel de pe primul loc, cred. Unde te-ai dus, bă? Fraierică Geamantan, unde ești? Ai sărit în sau ce ai făcut? Mor, mă, mor! A luat altul. A, bă, nu, eu l-am luat. Ha. Și mai e unul, undeva pe clădirea asta, cred. Hai să vedem, dacă ne urcăm și noi pe scară, îl vedem. Ah, când m-am uitat și eu spre el, da. M-a luat, bravo lui. Deci aproape suntem de către cel de pe primul loc, având 5 kill-uri, eu am 4, ba nu, are 6 acum, bravo. Am să vrut că e acolo mie, nu știu ce. In your face, motherfucker. Și mai e unul pe aici, pe undeva. Ia uite ce trage el, bă. Oh my god, n-au avut timp să-mi pun ținta, frate. Nu-i corect, nu-i fucking corect. Ok, de ce ăla are? Hai, mă, să vedem dacă îl prindem. O luăm pe aici, a, de fapt, nu, hai că s-a oprit. Bagă mare, vericule. Unde s-a dus, frate, nu-i corect. Te avea ceva la el. Deci trebuie să fim foarte atenți că Dieselin poate să ne apară. Stai, un pas. A, bate mi se pare, hai că. Ne avem, nu! Na, fail. Efectiv fail, n-am avut timp să mă pregătesc, n-am avut timp să fac nimic. Știam că o să mă ia pe la spate. Hai să o luăm noi pe aici. Putem intra în chestia asta? Ah, ok, putem intra pe aici. Doamne, e o nebunie. Oh shit, deci el are o grămadă de kill-uri, are 10 kill-uri. Oh my god, 4, am ieșit pe locul 4. Adică pe ultimul. No shit, nu. Nu-i bai. Hai că se putea și mai bine. Urmă, am primit aproape 125, deci poate luăm rank up în curent. Bravo lui, ești maker, bravo lui, bravo, bravo, bravo. Bun, nu mai vreau, nu, dislike, dislike, nu, vreau dislike, nu, nu, nu-mi place, nu, nu. Deci am caps look. Ok, știi să așteptăm. Nu, ieșim, bun. Acum că am ieșit, vreau să vă pregătesc o surpriză. Bine, după ce sunt la loading screen-ul ăsta, o să vă spun o surpriză. Foarte mult mi-a spus în comentarii că eu nu am luat cea mai rapidă mașină. Deci ce mașină am eu nu este cea mai rapidă. Așa că m-am gândit să o luăm totuși pe cea mai rapidă, adică pe Eder. Pentru că nu m-am uitat bine.
Și chiar, într-adevăr, parcă arată și mai bine mașina aia. Deci, în acest episod o să-mi prăpădesc $1,000,000 luând Ether. Deci, hai să mergem pe internet. La Travel Legendary și s-o luăm pe Ether-ul ăsta. Unde ești? Ăsta zice că e Bugatti Veyron. Uitați-o. O luăm pe verde. Nu, că parcă iar îmi dă o culoare de aia. Hai să o luăm pe albastru, să vedem că dacă arată așa e bine. Hai să vedem. Oricum o să schimbăm noi culoarea, vă dați seama. Deci, practic, acum mi s-au dus $1,000,000 din cont. Deci, cum ne pierdem noi $1,000,000 în GTA 5? Ok, deci îmi spune că... Hai să încerc, spune. Vehim into storage, please contact using him to... Ok, deci hai să mergem acasă. Mapă. Hai să vedem unde este. Ah, este foarte aproape de casa noastră, perfect. Înseamnă că imediat ajungem. Bun. Deci, acum, clar, o să avem cea mai bună mașină din tot GTA 5-ul online. Sunt cei mai șmecheri, normal. Oh my god. Hai să vedem dacă nimeni din garajul. Oh! Stai bă că nu ne-a dus la casa noastră. Până încă o pot lua și pe aici. Da, hai că o putem lua. Ok. Hai să vedem dacă ne-a susit mașina. Sperăm că ne-a susit. Dacă ne-a susit, o să mergem să o și tunăm. Pentru că am văzut că am neoanele deblocate. Deci ca să-i punem un dar așa că nu trebuie să... Ok, deci nu a susit mașina. Ce spunea aici în caz că n-a susit, ce să facem? Hai să sunăm de fapt direct, să mai așteptăm. Să ne vină și nouă mașina. Hello, this is Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Ok, deci nu aici să sunăm. Call again. Goodbye. Aici ce a spus, deci we have moved to the vehicle back to in story. Please contact use again to arrange the... Ok, deci aparent să mai așteptăm puțin. Hai să mai ieșim o dată din garaj să intrăm, să ne dacă ne apare. Ah, bă, să ieși așa din garaj? Ok, hai că pot. Ok, bun, băi, haideți că revenim atunci când o să ne apară și mașina noastră în garaj. Pentru că nu are rost să putem așa mult off camera. On camera, pardon. Deci revenim imediat. Bun, am revenit. Uite-o aici pe minunata noastră Bugatti Veyron. Oh my god, cât de șmecher arată. Deci hai să mergem să o tunăm și pe ea. Să o facem, nu știu, vedem ce culoare o facem noi acolo la momentul propriu zis. Deci acum clar puteți să spuneți că avem cea mai rapidă mașină din GTA 5. Deci am cheltuit $1,000,000. Hai să mergem la cel mai apropiat de ăsta de vopsi mașini. Hai să dăm click pe legendă, hai să spun unde e ok aici. Doamne, nu spune că este cel mai rapid, cel mai apropiat. Ba nu, este cel mai apropiat. Bun. Deci clar acum avem cea mai rapidă mașină din GTA 5. Cea mai șmecheră, hai să ne că putem lua pe aici. Hai că putem lua. O stricăm din prima, dar nu-i bai. Mamă, cât de bine se mișcă și se vede. Oh my god, cum se aude, deci ador sunetul ăsta. Doamne, e o bestie în propriul sens al cuvântului. Oh my god, am ratat, nu pe aici trebuia să o iau. Hai că o iau prin partea asta. Mamă, cum îi schimbă ea viteza. Oh my god, ce drift-ul poate face. Doamne, este senzațională. Hai mă. Prr, așa bun. Mamă, de-abia să o tunez. Hai să vedem ce putem face. Momentan vreau să schimb doar repair, ok, repair. Și vreau să vedem ce, de ce aici nu putem pune, nici nu mă mai uit. Claxon. Nu. Nu. Ăsta era cel mai șmecher. Ăsta bun. Ok. Lights. Nu, întâi vreau să merg la color, să schimb culoarea. Deci prea să scrie. Ok, uite aici. Primary color. Classic, mat, metallic. Hai să vedem metallic ce avem. Hai să o punem așa, în poziția asta. Nu, 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 nu,
Oricum nici nu avem de băgate pe astea. Uite, ăsta era șmecher. De fapt nu, nu era, îmi place. Ăsta, oh my god, dacă l-aveam pe ăsta deblocat, deci era senzațional. Doamne, cât de mare, ok. Cred că o fac roșie, ce spuneți să facem roșie? N-avem nicio mașină roșie. Hai să dacă avem la mate un roșu mai frumos. Nu. Metals, nu avem de blocat. Crew, nu. Classic, ia să eu. Red. Unde avem red? Ok, red. Hai să mergem la metalic să-i punem un red metalizat. Ok. Și acum mergem la secondary color și o facem, nu știu, tot metalic. Ia să vedem ce culoare o facem. Cred că albă. Da, merge albă. Dar noi acum avem un albastru. Hai să ne găsim altceva. Și galben nu se arată bine. Oricum nu le avem deblocate pe astea, acum am uit. Deci noi ce avem deblocat este Ice White. Ok, deci Ice White e cel mai deschis, să punem pe ăsta. Și acum hai să mergem la ăsta Light, la Neon. Nu putem să ne punem de astea. Neon Layout. Ok, deci vreau toate astea să fie peste tot. Bun. Și acum că avem peste tot, să punem calul. Cred că o facem SM. Hai ce culoare punem neonul. Cred că roșu. Noaptea o să arate bestial, cu siguranță. Sau albastru ăsta. Ce spuneți voi? Sau muvaliu ăsta. Hai să vedem cum se vede. Nu se vede rău, dar parcă ar arăta mai șmecher roșul ăsta, să unde era red aici. Da, clar arată mai bine roșu. Hai să punem roșu. Și cam suntem good to go, cum ar spune englezul. Wheels. Nu, astea sunt cele mai bune. Doamne, ce șmecher arată. Iar arată bestial. Hai să dăm și o tură, să mergem pe ceva drept. Uite, deci, clar, uite, mergem în punctul ăsta. Dar nu, frate, vreau pe aici să mergem. Ok, hai să o luăm pe aici. Vreau să stea lată și dreaptă. Să putem face curse. Vedem cât de bine merge mașina. Bun, deci acum mergem în capătul. Astea, ok, bun. Vrum! Hai, motor 200V. O să facem, accident. Oh my god, hai că n-am luat-o prea rău. Doamne, cât de fucking rapidă este. Sunt curios dacă mi se va încărca. No! De ce n-ai bat ai gândit să faci așa ceva? Oh my god. Ce te-ai gândit să faci să încar semnalizează? Vreau dacă faci semnal. Și acum, cum am întors noi în stil măresc. Acum hai să mergem în capătul șoselei astea. Să-i dăm tare rău de tot. Sigur văd că e un player, sigur poate mă va omorâ. Oh my god, m-am lovit fix de el. M-am cum s-au auzit acolo, zis, ce fioros s-a sunat. Oh my god. Imaginea asta este chiar foarte, foarte rapidă. Nici n-a simțit nimic când s-a lovit de alea. Doamne, e o nebunie. E o plăcere să te plimbi cu astfel de mașină, vă zic eu, deci chiar și în joc se simte mult mai bine decât mașina aia la altă. Hai să ne întoarcem noi așa. Bun. Hai că am lovit-o în toate părțile posibile. Cum conducem un raton, mă uitam la fața ratonului. Hai acum să mergem acasă. Mapă. Case, uite aici, casă. Hai că e aproape. Bun. Ia să-ți pregătiți să fac o cubă șmecheră? Mamă, ce bine am luat cubă asta, așa. Acum hai să vedem unde este garajul. Aici este. Ok. Și hai să băgăm noi repede jur. Hai. Bagă-te în garaj, minunăție roșie.
Bun. Ia să analizăm noi cum arată garajul nostru pentru mașinile astea și... Ia să vedem așa într-o parte cum e. O, doamne, chiar arată garajul unui bogătan. Dar seama dacă am avea noi toate mașinile astea în realitate și casa asta, ce bogați am fi. Ok, băieți, băi, cam ăsta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să fac un episod de GTA 5 în fiecare zi online, știți ce aveți de făcut, deci hai să vedem cât mai multe like-uri aici. Eu am văzut link și până data viitoare, vă salut pe toți, ceau!